Păsărica, de Lev Nicolaevici Tolstoi. De ziua lui, Serioja a primit tot felul de daruri. Titirezi, cai, poze, însă cel mai de preț dintre toate darurile a fost capcana de prins păsări, pe care i-a tăruit-o unchiul său. Capcana era făcută dintr-o ramă în care era prinsă o plasă, cu o scânturică deasupra. Pe scânturică se presărau semințe și capcana se punea afară. Când vreo pasăre se așeza pe scânturică, scântura se întorcea și pasărea se prindea în capcană. S-a bucurat mult Serioja și a alergat să arate și mamei. Nu-mi place jucăria asta, i-a spus mama. Ce-ți trebuie ție, păsărele? De ce să le chinui? Am să le pun în colivii. Ele au să cânte, iar eu am să le dau de mâncare. Apoi Serioja a făcut rost de semințe, le-a presărat pe scândurică și a așezat plasa în grădină. Aici a stat mult și a tot așteptat să vină păsărele. Însă păsărilor le era frică de dânsul și nu se apropiau de plasă. Atunci, Serioja s-a dus la masă și a lăsat capcana în grădină. După masă, când s-a uitat, capcana era închisă, iar în plasă se zbătea o păsărică. Serioja s-a bucurat, a prins pasărea și a dus-o în casă. Mamă, uite, am prins o păsărică, nu-i așa că e o privighetoare? Vai, cum îi bate inima! E un scatiu, a spus mama. Bagă de seamă, nu-l chinui. Ai face mai bine să-i dai drumul. Ba nu, am să-i dau apă și mâncare. Serioja a pus scatiul în colivie și două zile la rând i-a presărat semințe, i-a schimbat apa și i-a curățat colivia. A treia zi a uitat de scatiu și nu i-a mai schimbat apa. Mama l-a dojenit. Vezi, ai și uitat de scatiu. Mai bine dă-i drumul. Ba nu, de acum înainte n-am să mai uit. Chiar acum îi pun apă și îi curăț colivia. Serioja a vărât mâna în colivie și a început să o cureze. Scatiul speriat se zbătea, lovindu-se de gratii. După ce a izbăvit treaba, băiatul s-a dus după apă. Mama a băgat de seamă că el a uitat să închidă ușița coliviei și a strigat după el. Serioja, închide colivia, că zboară și dacă se izbește, se prăpădește păsărica ta. Dar n-a pucat mama să-și sfârșească vorba, că scatiul găsise ușița. Bucuros, își desfăcu aripioarele și zbură prin odaie spre fereastră. N-a văzut însă geamul. S-a izbit în sticlă și a căzut pe pervaz. Serioja a luat în grabă păsărica și a pus-o în colivie. Scatiul nu murise încă, dar zăcea cu fața în jos, cu aripile desfăcute și răsufla greu. Serioja l-a privit multă vreme. Apoi a început să plângă. Mama, ce să fac acum? Acum nu mai poți face nimic. Toată ziua Serioja nu s-a mișcat lângă colivie. Stătea mereu cu ochii la scatiu. Iar scatiul zăcea tot așa, cu fața în jos, răsuflând greu și repede. Când Serioja s-a dus la culcare, scatiul mai trăia încă. Însă multă vreme copilul n-a putut adormi. Cum închidea ochii, îi apărea în gând scatiul, întins jos, abia suflând. Dimineața, când s-a apropiat de colivie, a găsit scatiul cu fața în sus, cu cheruțele chircite, țeapăn. De atunci, Serioja n-a mai prins niciodată păsărele.